Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este istoricul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună ziua, Gheorghe. Bună seara. Bună seara. Noi suntem în direct de data asta, nu înregistrăm. Eu înțeleg de la noi. E că eu nu înțeleg. Emisiunea noastră e de toamnă, ori e de vară anul ăsta. Întâlnim și la toamnă. Întâlnim și la toamnă, mai ales că o să avem subiect. Lumea a început să-și facă griji că nu mă mai chem la tine la emisiune și aveau diferite supoziții. Nu. Eu mă gândeam acum să încep candidații, dar o să am atâta timp, Franța, candidații un pic mai încolo. Domnul Țicu, noi ieri am făcut 32 de ani de independență, a fost Ziua Națională a Moldovei, dar e un mesaj așa plin de entuziasm pe pagina dumneavoastră, nu prea am văzut. De ce? În primul rând, pentru că eu sunt unionist și unicul lucru care l-am postat a fost regretul că de 32 de ani am fi putut fi în România, de 19 ani am fi putut fi în NATO și de 15-16 ani am fi putut fi în Uniunea Europeană. Dar eu nu sunt refractar față de independență, pentru că sunt în mare parte un produs al beneficiilor pe care ni le-a oferit independența. Și spun asta cu toată seriozitatea, fără sarcasm și ironie. Deci am avut ocazia să merg în România, să fac studii, să cunosc toată lumea, să particip pentru această țară la competiții la cel mai înalt nivel, Jocuri Olimpice, Campionate Europene și Mondiale. Drept că nu mi-a fost ușor deloc. A fost cel mai greu lucru să particip în Campionatele Mondiale și Europene pentru o țară ca Republica Moldova. Pentru că eram săraci, era tranziție, era corupție și în plus o țară mică întotdeauna este tratată cu discriminatoriu, ca și în relațiile interumane. Dar nu mă plâng, unicul meu regret este faptul că am pierdut foarte mult timp și pierdem în continuare, zbătându-ne în aceste convulsii ale unei independenții imaginate. Da, acum noi nu suntem aceeași țară mică, săracă și plină de corupție cum eram, nu știu, 20 de ani în urmă. Dintr-un anumit punct de vedere, sunt aceleași tipare, dar lucrurile s-au schimbat un pic. Cel puțin pentru sportivi, lucrurile s-au schimbat. Nu mult mai bine, dar imaginați-vă o situație în care anul 2000 stai în Briceni într-o sală în care înghezi de frig, n-ai ce să mănânci, te pregătești pentru calificări la Olimpiadă și nu știi dacă o să-ți dea bani sau nu o să-ți dea bani. Ca la loterie, așa. Uh-huh. În care unii campioni pentru un meci iau 50-100 de mii de euro sau de dolari, iar tu iei 1800 de lei. Deci este o mare diferență de lucrurile care se întâmplă acum. Sigur, am evoluat, dar nu prea mult. Eu ce am văzut ieri, am văzut o bucurie a puterii în sărbătoria evenimentului, dar n-am văzut o bucurie a oamenilor față de această independență. Dar istoria este sau nu este o știință exactă? Ori unii istorici vorbesc despre independența țării noastre dintr-o anumită perspectivă. Alți istorici vorbesc din altă perspectivă. Eu, ca muritor de rând, pe cine trebuie să ascult? Bine, tratarea independenței Republicii Moldova din punct de vedere istoric este simplă. Nu există aici ambiguități. Dacă într-adevăr ești istoric cu o anumită integritate morală și cu o anumită autoritate internațională, astea sunt criteriile care te definesc ca istoric. Noi, în general, să știți, istoricii, quasi majoritatea istoricilor sunt unioniști și sunt cei care studiază istoria românilor. Noi așa o privim, istoria independenței Republicii Moldova în cadrul spațiului și a civilizației românești. Și nu este o noutate. Până la această independență a Republicii Moldova, țara românească și Moldova au fost state independente 500 de ani. Deci de pe la secolul 14 până la 1859 au fost state separate. Nu este o problemă. Iar ardelenii în general au fost sub Imperiul Austro-Ungar și Habsburgic și totul este o chestiune de temporalitate. Și această independență își trăiește cumva formele sale de independențe puierile în raport cu statul românesc, dar
Asta nu ne împiedică să continuăm în a spera că cetățenii Republicii Moldova în cele din urmă se vor dumeri în a reveni în spațiu firesc de evoluție, cu atât mai mult că asta nu-i doar o chemare a istoriei, asta este și o chestiune de oportunități și beneficii pe care le-ar avea imediat fiind partea statului român. Mă refer la securitatea NATO și la bunăstarea Uniunii Europene. Domnul Săcut, mai asta știți foarte bine că la București despre unire nu se vorbește. Da, pentru că e altă realitate. Românii au știut întotdeauna să fie înțelepți. Păi la noi, unionismul ăsta e business sau nu e business? Unionismul este, în primul rând, o strategie electorală pentru mulți oameni care, chiar dacă au crezut în unire, au înțeles că posibilitățile de a face unirea sunt foarte mici și atunci și-au văzut propriile interese. Unionismul a fost călărit și de Moscova, care și-a plasat diferiți agenți și continuă să-i plaseze în diferite ipostaze, inclusiv strategii foarte comode. Eu pot să vă povestesc o emisiune întreagă ce înseamnă să fii lider unionist în Republica Moldova, să construiești un partid unionist, să participi în alegeri, cum ești distrus metodic, cum ești lovit în spate, cum te trădează chiar cei care ai crezut că sunt camarazii de luptă, și în cele din urmă, îngenunchiat, lovit, este o chestiune care, evident, pentru un boxer îi firească. Întotdeauna filozofia mea a fost, dacă ai intrat în ring, te aștepți că ești lovit și am știut unii m-am băgat. Dar realitatea a fost extrem de crâncenă, așa să-i spun. O perioadă în care, deci, loviturile au venit atât de la Moscova, cât și de la Chișinău, cât și de peste Prut. Și atunci îți dai seama de întreaga învergură a chingilor care mențin această independență, interesele care există în menținerea acestei. Mi-aduc aminte de un băiețel, domn sau domnișor, mai bine zis, din Giurgiulești. În una din campanii prezidențiale, cred că eram, și n-am înțeles de ce s-a adunat lumea la adunarea noastră. A venit Giurgiuleștiu, știți că vorbesc într-un fel aparte limba română. Și a zis, dar care-i treaba aici? Ce faceți aici? Zic că facem unirea. Și nu, domnule, niciodată, pautina e mare. Deci e prea mare pe ingenișul. O realitate cunoscută, în general, de moldoveni care sunt sceptici în a vota liderii unioniști autentici atunci când ei apar. Această oportunitate a fost clară. Deci în anul 2020 și în anul 2021, inclusiv la primăria Chișinău în 2019, deci a fost o opțiune unionistă sinceră pe care am făcut-o împreună cu alți oameni, încercând să eliminăm toate elementele indezirabile, deci care erau un partid și care îngreunau foarte mult procesul de avansare. Eram întrebați permanent ce caută X sau Y în jurul acestui partid. Apropo de ideea unirii tuturor unioniștilor pe care noi am încercat-o. Deci cât n-ai uni unioniști, întotdeauna se va găsi o alternativă unionistă, mai unionistă decât cea unionistă. Doar că preferințele de vot au fost altele. Și strategiile prin care am fost înlăturați din jocul politic, eu personal și PUN-ul, cele de urmă a dus la compromiterea unionismului pentru o perioadă în care noi nu știm când va fi posibil articularea unei mișcări unioniste. Dar să fie clar, în condițiile crizei în care ne aflăm, și de identitate, și de orientare, preferințele unioniste cred că la ora actuală sunt peste 50% printre cetățenii Republicii Moldova. Că ați pomenit despre Partidul Unității Naționale, liderul căruia ați fost. Știți că eu n-am văzut comentariul dumneavoastră, poate îl dați acum. Formațiunea respectivă a fost absorbită de către Partidul Liberal Democrat. Da. Ce credeți despre această mișcare politică? Eu cred că acum îmi dau seama că a fost o schemă mai veche, o înțelegere între cei doi lideri, prin care urmau să mă scoată din politică și după care această formațiune să dispară în cele de urmă. S-a
trecut printr-un simulacru așa de partid. Domnul Cimbrânciuc, fost lider PLD-mist, a fost făcut președintele PUN, după care s-a votat această refacere cu PLD-M. Chestiune care mi se pare extrem de umilă și grotească pentru o mișcare unionistă, pentru un partid unionist să regăsească alături de Vlad Filat și să facă în continuare politică alături de Vlad Filat, este, cred eu, și o mai mare rușine. Revenim la independență. Noi am scăpat de URSS, dar noi tare mulți ani nu prea am găsit drum pe care vrem să mergem. Noi acum l-am găsit, dar noi suntem pe calea cea bună. Oficial, da. Vorba cânticului, oficial ne merge bine. Dar neoficial lucrurile sunt foarte diferite. Și eu în mod conștient mi-am asumat o încurajare actuale guvernări și o anumită înțelegere a realităților în care a acționat. Dar revenirea lui Spânul la guvernare a fost, cred eu, dovada faptului că această guvernare este la fel ca celelalte, nu este nicio diferență din punctul ăsta de vedere. Este doar un apanaj al integrării europene de care se folosește actuala guvernare pentru a-și promova propriul interes de partid, propriile grupulețe, grupuri și nimic în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova. €10 milioane s-au cheltuit pentru organizarea evenimentelor din Piața Mare a Naționale. Evenimentul a fost așa cum a fost. Chiar ați vorbit și dumneavoastră că mare entuziasm nu s-a simțit în centru. Divină-i canicula, divină-i... Nu știu ce poate mai fi divină. Proastă organizare? Bine, este... Cumva, deci moldovenii sunt veșnic nemulțumiți. Asta nu este firea. Aparent ar fi trebuit să ne bucurăm de faptul că suntem într-o albie extrem de favorabilă. Niciodată n-am fost atât de avantajați de un război în direcția pe care trebuie să mergem. Integrarea europeană ne-a fost oferită pe tava, datorită Ucrainei și aparent toate criticile împotriva actualei guvernări par o lovitură în traseul de integrare europeană. Și vreau din capul locului să spun că nu este așa. Noi trebuie să înțelegem că unica opțiune viabilă în viețile noastre pentru a reuși într-adevăr să ajungem în NATO și Uniunea Europeană este reunirea cu România. În absența acestei preferințe, care a fost negată deopotrivă în 2020 și în 2021, această guvernare nu este cea mai proastă alegere. Și asta ne demonstrează susținerea externă care ne-a fost oferită. Doar că de fiecare dată, ca și în bancul care l-am spus aici, cred eu, în emisiune cu Borșul, pe care nu vreau să-l repet, deci am ajuns în aceeași situație în care am mai fost. Pentru că nu există soluții. Deci noi vom călca permanent pe aceeași greblă. Că va fi Maia Sandu, după asta va fi Dinu Plângău, că va fi Igor Munteanu, că va fi X, Y sau Z, lucrurile vor continua așa. Cine știe într-adevăr cum trebuie perturbate lucrurile, astea sunt formațiunile pro-putiniste, care știu foarte bine ce au de făcut atunci când vin la putere. Asta este adoptarea întregului pachet de legi antinaționale care îți permite Rusiei o dominație cât mai îndelungată asupra acestui spațiu, cu investiții foarte mici și cu beneficii maxime. Inclusiv menținerea separatismelor în stânga Nistrului și în Găgăuze. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă de azi înainte dacă vor cumva să meargă mai departe, având cumva vreo luminiță la capătul tunelului, este să facă unirea sau cel puțin, în cel mai rău caz, să continue să voteze formațiuni pro-europene până la momentul în care se va înțelege din toate părțile că nu există soluții pentru viitorul acestei statalități. Adică actualii vor, pot, dar pur și simplu n-ai ce face, da? Nu, gândiți-vă, spre exemplu, la reutilizarea oamenilor, reciclarea, așa? Deci slogane trâmbițate de pas
în campaniile electorale. Și oamenii reciclați sunt folosiți în diferite funcții. Are loc goana acum după primari și eu asta știu nu din auzite, pentru că am zeci de primari, prieteni, și nu doar la mine, la Ungheni, întreaga Republică. Dita mai am fost candidat la prezidențiale și am participat în... Oamenii sunt efectiv vânați, trecuți la alte partide, funcționari reciclați, revopsiți și transformați în altceva decât au fost. De exemplu, primarul de la Ungheni, Ambrosie, așa, care apare astăzi în fotografie alături de deputații Cheptenar și, cum o cheamă pe asta, de la Ungheni, German, așa. Deci acest om care a făcut campanie împotriva noastră în 2019 alături de Plahotniuc, trecut prin PLDM, trecut prin PD, acum este îngălbenit și făcut primar bun pentru PAS. Așa? Și oamenii văd asta. Dar nu ai cum să reinventezi moldovenii. Așa? Eu vreau să vă întreb dacă știți ce s-a întâmplat pe 31 martie 2021. Nu mai țin minte. Atunci s-a întâmplat un lucru curios. Deci, probabilitatea dizolvării Parlamentului Dodon-Șor a împins aceștia spre o găselniță. Instituirea stării de asediu, serii de urgență, de fapt, și amânarea dizolvării Parlamentului până la 1 iunie 2021. Deci acest Parlament, Șor-Dodon, ar fi existat până la expirarea mandatului lui. Asta însemna că acum Putin era la Chișinău. Eu am depus o sesizare la Curtea Constituțională 7 aprilie și am obținut anularea acestei stări de urgențe, ceea ce a permis Maia Sandu să dizolve Parlamentul. Și pe mine nu m-a interesat faptul că eu voi rămâne fără mandat, pentru că riscul era foarte mare. Era foarte clar că această guvernare Dodon-Șor nu putea să existe mai mult. Dar posibilitatea ca această guvernare să revină este foarte mare. Și atunci vom avea ceea ce s-a întâmplat de fapt între 2019 și 2021. Și inconștiența actualei guvernări este atât de mare încât ea sfidează orice critică pe care noi ne-am asumat-o. Și asta este regretabil în condițiile în care investițiile din exterior sunt majore, speranțele în vederea redresării sunt foarte mari, doar că cetățenii nu resimt acest lucru în mod direct. Așa? Toate sumele cu care vin românii, cu care vin europenii și le articulează, deci la televizor vorbind câte miliarde, miliarde, milioane se dau Republicii Moldova, în plan îndelungat nu asigură o creștere economică. Creșterea economică este un apanaj al securității în ziua de astăzi. Investițiile vin acolo unde au securitate. Cine oferă securitate maximă pentru investiții este scutul euroatlantic, adică NATO, nu Uniunea Europeană. Pentru că NATO este cea care schimbă profund paradigma de securitate. Introduce corupția ca vulnerabilitate națională, se dau ani grei, asta este schimbarea DNA-ului în România, nu datorită Uniunii Europene, datorită structurilor euroatlantice, care înțeleg ce înseamnă corupția unui sistem pentru sistemul lui de securitate. Și atunci când businessul are claritate că bazele NATO și armatele NATO stau bine în țările respective, în Ungaria au crescut de 9 ori investițiile imediat după 1999. De 9 ori într-un singur an. Și diferențele sunt enorme, deci de dezvoltare. Noi nu avem cum să avem creștere economică, cât n-ar striga Laiba și alții ca el, că vezi nu știu care ratingul și așa mai departe. Situația este jenantă pentru că, de fapt, investițiile nu vin într-o asemenea zonă. Nu ai investiții, nu ai locuri de muncă, nu ai întreprinderi, nu-ți plătesc impozite, oamenii nu sunt angajați, cetățenii pleacă și nu ai unde plăti impozite, nu ai pensii și așa mai departe. Asta este o legătură firească între un element important al timpului în care trăim, securitatea și business.
Ați vorbit dumneavoastră despre acea stare de urgență care a fost anulată la 2 luni după ce a fost instituită, dar acum... Nu, ea a fost anulată la 28, cred, nu, la 15 aprilie, la o săptămână după ce am depus sesizarea și mi-a dat Maia Sandu a semnat în aceeași zi decretul privind dizolvarea. Dar și acum e normal să avem stare de urgență 2 ani la rând și Curtea Constituțională nu vede? Evident că acum lucrurile sunt altfel. Pe mine m-a indignat o decizie care aparent a trecut cu ușurință. Ministerul Mediului a anunțat recent permis pentru vânătoare care a intrat în vigoare de altfel la 28 iulie acest an în monitor oficial pentru cerbi și căprioare. Așa. Deci, poate cuiva nu-i pasă. Cândva ONG-urile rupeau atunci. Această vânătoare n-a mai fost în Moldova de la mijlocul anilor 90. Nu s-a permis. Chiar și în perioada lui Voronin și în perioada lui Plahotniu. Deci actualei guvernării s-a trezit pofta de viață, așa? Cuiva, aristocratic vorbind, i-a venit pofta de căprioare și cerbe, așa? Pe care poți să-i vânezi de la 1 septembrie până în decembrie, cu anumite cote și așa mai departe. Dar noi măcar avem cerbi și căprioare. Se vede că există. Este stabilită chiar și o cotă de colecție, așa? Dar chestia este că ONG-urile care trâmbițau și care atunci dita mai rupeau, acum s-au liniștit toți și nu revendică nimeni nimic. Am o întrebare despre acel concert de ieri. Dacă v-a părut sau nu v-a părut o chestie așa, parcă amuzantă dintr-o parte. Deci, pe de-o parte, noi nu-i dăm voie lui Goran Bregovici să vină în Moldova, că e prorus. Pe de altă parte, orchestra Carabinierilor începe concertul din Piața Mare a Naționale interpretând anume o piesă de-a lui Bregovici. Doamna Maia Sandu pe scenă, domnul Grosu, domnul Răcean, așa, fericiți, aplaudau. Nu se cam pune capul în cap cu politica de stat. Nu e cel mai grav lucru și nu știu dacă cuiva în general a trecut prin cap această. Eu, din fericire sau din nefericire, trăiesc lângă Memorialul Eternitatea. Și eu de dimineață am fost pur și simplu băgat în depresie de această fanfară a nu știu cui, cred că era Ministerul Apărării sau nu știu ce, care, domnule, cântă cântecele astea din gropare, din morți. Bine, mai pune și imn și... Dar ai impresia că ești la ceremonia de mormântare de fiecare dată prin cântecele astea pe care le cântă la ziua independenței. Deci nu există nicio stratificare din punctul meu de vedere. Și noi în continuare rămânem dependenți de aceste stereotipuri de acțiune de tip sovietic, cu aceleași ritualuri. Spre exemplu, care este sensul să duci această manifestare de independență la Memorialul Eternitatea într-un lagăr sovietic, așa? Când sunt atâtea posibilități de a găsi și de a vedea lucrurile complet altfel și... Chiar dacă ai o guvernare pro-europeană, lucrurile rămân la fel de sovietice, în esență, ca și mentalitatea oamenilor, felul lor de a gândi, televiziunile pe care le avem, care pur și simplu ne sufocă, așa, prin limba rusă, este omniprezentă în Republica Moldova. Deci eu sunt pur și simplu stupefiat de faptul când aud încălcarea drepturilor rușilor în Republica Moldova sau vorbitorilor de limbă rusă. Vă dau o situație, un exemplu care... Este extrem de cinic, dar foarte interesant. Există la Buiucani un liceu, Levitski, așa? Acest liceu de limbă rusă cu greu și adună elevii. Dar le-au venit în cap o chestiune foarte ingenioasă. Deci au deschis 2 clase românești, așa? Ei primesc copii, 2 clase de copii de limbă română în liceul rus Levitski, datorită căreia supraviețuiește și, bine mersi, are finanțare de la stat. În același timp, licee cum ar fi Petru Rare, Onisfor Ghibu, Deleanu, nu au blocuri pentru copii și nu au blocuri să deschidă. La Deleanu sunt 5 clase cu peste 40 de copii. Deci asta este, într-adevăr, o chestiune care te întrebe noi, de fapt, cu cine ne ocupăm. Dați-mi voie să vă mai întreb ceva despre acest concert. Dar ați văzut cum v-a părut scandalul cu Geta Burlacu? Pentru că a fost într-un același autobuz cu Ceban, ne ia pe permis să cânte.
scena. N-am, eu nu, nu. N-ați văzut? N-am văzut și nici nu cred că m-ar interesa o asemenea istorie. Nu, pur și simplu se făcea mare tam-tam pe vremea lui Vladimir Plahotniuc, când cei cântăriții care cântau pe la concertele lui Andrei Năstas sau Maia Sandu nu erau lăsați să cânte la concertele organizate de către stat. Acum însă deja văd că e altfel să face. Unica mea revoltă legată de artiști este atunci când ei își trădează idealurile și cântă la manifestări legate de putinism, de glorificarea militarismului sovietic și așa mai departe. De deci la concerte electorale. Care... E vreo problemă pentru dumneavoastră sau nu? Sau pentru și ei, oameni, și ei chestiunile bine. Electorale, atunci când este vorba de partidele antinaționale care merg în contrasens cu tot ceea ce este ființa. Și mă refer la artiștii de rezonanță care au un anumit nume, o anumită prestanță. Imaginați-vă că barzii noștri au murit pentru ideea de renaștere națională. Oameni care avem monumente deci al acestei glorificări. Și artiștii tratează cu atâta ușurință angajamentul în câmpul politic, fără să-și dea seama de impactul pe care îl au asupra formării opiniei publice. Probabil multora le pare bizar, dar o grămadă de cântăreți și artiști ruși care au intrat în lista de sancțiuni pentru susținerea lui Putin, exact în logica asta au fost taxați, pentru că impactul susținerei unor oameni de genul lor este mult mai invasiv decât al unui om obișnuit, așa să spunem, și de aceea trebuie tratat cu interes, dar evident că prevalează afinitățile personale, contează banii, contează în cele de urmă. Sunt lucruri care în condițiile economiei de piață probabil sunt gândite altfel de către artiști. Pentru registrul contează publicitatea, domnule Țăcurlon, vă rog. Cu mare drag, faceți bani din contul meu. Revenim să vedeți câte clipe. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Rămânem piculeți la independență. Transnistria. Just business pentru toate guvernele la Chișinău și nu doar, și logic pentru cei de acolo. Sau s-au depus eforturi considerabile pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrian? Pot să-mi fac și eu o mică publicitate din contul emisiunii tale. Vă rog. Pe data de 31 august te invit pe toți să vină la dubla lansare a cărții Rusia și separatismul transnistrian, care va fi la Bookfest. Deci din 30 august va fi Bookfest-ul la Chișinău, la Mediacor, la Universitatea de Stat. Am publicat această carte în limba italiană deja și vom avea dubla lansare care răspunde la toate întrebările legate de ceea ce este Transnistria, separatismul transnistrian, Rusia și, evident, istoria Republicii Moldova. Acum, răspunzând la întrebare, de fapt am să preiau din ceea ce am scris. Noi 30 de ani am fost, de fapt, captivii acestei probleme separatiste, iar din anul 1940 Basarabia a fost captivă planului sovietic de construcție acestei republici, prin care tot ceea ce este Basarabia s-a controlat prin intermediul regiunii din stânga Nistru. Toată administrația a venit de acolo, tot elementul de dominație, toți directorii de mari întreprinderi, o treime din complexul industrial, deci acolo era, artera sau axa industrială Bender-Tiraspol a fost construită, tocmai din ideea de a avea un control asupra, ulterior asupra Basarabiei și de a îngreuna procesul de reîntregire între Basarabia și România. Lucru care lucrează perfect. Mecanismele prin care s-a făcut acest lucru, în primul rând a fost sigur războiul, războiul și coruperea elitelor strategice, pentru că elita, nomenclatura neocomunistă afiliată intereselor Rusiei au continuat să existe aici. Snegu și Lucinski au fost oameni executori excelenți ai planurilor de integrare pro-moscovite după tiparul pe care și le-a dorit. Gazprom a fost elementul central în jurul căreia au pivotat interesele energetice și economice, pentru că în exclusivitatea a deținut monopol, aruncând în cârca cetățenii Republicii Moldova toate datoriile Transnistriei. Ne-am legat de sistemul energetic transnistrian timp de 30 de ani, fără ca
clasa noastră politică și elita să fie interesată în construcția unui sistem energetic alternativ, pentru că era coruptă prin banii din plic pe care îi dădeau Gazpromul direct, fie prin Moldova Gaz și alții care erau reprezentanții de forță a intereselor business-ului. Și toate astea s-au făcut prin complicitatea Chișinăului. Spre exemplu, puțină lume poate știe, dar s-au întrebat unde se află banii Transnistriei. Și întreb copiii atunci când lansez cartea și mulți îmi spun că banii sunt fie la Moscova, fie în Odessa, fie la Kiev, acum sigur mai puțin, dar de fapt sigur mai sunt săpați și în beciurile din Transnistria, dar de fapt majoritatea banilor transnistreni sunt în băncile de la Chișinău. Ei nu pot face niciun transfer la nivel internațional fără ca Chișinău să-și dea acceptul. Și toate aceste ieșiri, plecări a banilor transnistreni, începând cu Ciurganul, începând cu Râbnița, chiar și Rif Tiraspol, participarea în Liga Campionilor, toți banii sunt prin băncile moldovenești. Deci ce ar fi însemnat pentru Chișinău încercarea de a soluționa această problemă este o chestiune foarte simplă. Am fost un drum cu un singur sens, în care transnistrenii și Tiraspol au beneficiat plenar de faptul că noi imaginar îi avem parte integrantă, iar noi nici măcar acces în regiunea asta nu avem în mod normal. Pentru că nu poți să te duci pur și simplu, să treci acolo, ai nevoie de buletin, pașaport, să completezi, să unde pleci, de unde vii și dincolo de asta, evident, controlul militar pe care îl exercită Rusia acolo prin grupul operațional a trupelor ruse. Deci asta este istoria pe scurt acestei regiuni care la ora actuală probabil stă liniștită din cauza războiului din Ucraina, dar a cărui pericol în cazul în care situația se agravează în Ucraina este evident pentru Republica Moldova. Dacă Rusia ajunge la Odessa și face joncțiunea cu grupul militar de la Tiraspol, Chișinăul este cucerit în câteva ore. Noi nu avem potențial militar să rezistăm unei invazii pe care, conjugate, așa aș spune, din punct de vedere militar, între armatele ruse și grupul operațional din regiunea Transnistreană. Și atunci vom avea ecuația simplă a anului 1918-40, pentru că noi am început emisiunea cu istoria și că este exact sau nu este exact. Da, este o știință exactă. Și este o știință nu despre trecut, dar despre actualitate și despre viitor. Că dacă știi istoria, fă-ți foarte ușor să anticipezi lucrurile, pentru că marile puteri nu schimbă habitul. Noi, cei mici, Nicodim, suntem aruncați dintr-o parte în alta. Cei mari sunt consecvenți și își urmează dezideratele așa cum face Rusia de secole. Așa. Vrea să ajungă la Prut și gata. Dacă va simți slăbiciune, va avansa și mai mult. Dacă va fi oprită, deci nu există sumă zero în politica internațională. Astfel încât, spuneam, paradigma anului 40 și 18 va fi foarte simplu. Noi vom avea câteva ore la dispoziție să decidem cu cine vrem să fim. Cu românii și cu NATO sau cu Rusia și cu Putin. Dar mai ajung rușii la Odessa din ceea ce vedeți cum evoluează războiul? Istoria este imprevizibilă. Și asta este o altă chestiune care trebuie luată în considerare. Evoluția războiului sunt imprevizibile din mai multe puncte de vedere și a capacităților militare pe care Ucraina le are și a dorinței și unității Occidentului în raport cu efortul de război. Da, până la moment nu avem asemenea simptome. Sperăm foarte mult într-o victorie a Ucrainei pentru că asta ne rezolvă problema în mod definitiv, dar în plan îndelungat atât aderarea Ucrainei la NATO și Uniunea Europeană, cât și a Republicii Moldova depind de finalitățile războiului din Ucraina. Dacă Rusia rămâne în situația de a controla teritorii mari din Ucraina, dacă Putin rămâne la putere, Putin rămâne în Transnistria, acoliții lui politici la Chișinău și multe alte posibilități în continuare de a destabiliza această regiune și ne a debăga într-o incertitudine din care nu vom ieși atâta timp cât Rusia va avea un regim autoritar controlat de oamenii și anturajul lui Putin. Adică din cauza unor astfel de teze
nu vin mari investitori în Moldova. N-are nicio treabă nici ministrul Alaiba și nici guvern. Evident, pentru că n-ai siguranța zilei de mâine. Ce rost are să deschizi o întreprindere într-o țară în care mâine îți vin rușii și măcar nu ai posibilitatea de a avea forță de muncă pregătită? Noi pierdem zilnic oameni. Noi avem o mare, gravă problemă legată de demografia Republicii Moldova și această neîncredere este cronică, ea nu poate fi oprită. Spre exemplu, pentru că am fost în Italia, știu că a fost un secretar de stat care încerca să convingă moldovenii din Italia să aducă bani în Republica Moldova și să investească. Și a fost întrebat simplu, care sunt scutirile în legătură cu investițiile pe care le-ar face un om de afaceri. Și întâi au fost de la 250.000 scutiri, s-a trecut la 1.000.000 de euro investiții. Dar dacă te uiți prin regiune, spre exemplu în România, în Macedonia, în Muntenegru, Elveția, spre exemplu, sunt posibilități de a investi bani cu profituri mult mai mari decât în Republica Moldova. Și asta dincolo de ceea ce reprezintă Republica Moldova ca incertitudine la nivel global. Să spunem că emoțional anumiți moldoveni poate ar fi interesați să investească. Dar când ai asemenea scheme de investiții în care nu ești avantajat cu nimic absolut, poți să investești banii ăștia în cu totul alte țări fără să fii legat emoțional de Republica Moldova. În concluzie la subiectul ăsta, domnul Țicu, ce o să fim noi? Unde vom fi noi peste 15-20 de ani? Bine, asta depinde de război din Ucraina. Ce nu depinde de război din Ucraina este reunirea cu România. Asta e la îndemâna cetățenilor Republicii Moldova. Și dincolo de ce credem noi, evident, România nu vociferează ideea de reuniri. Dar există o decizie a Parlamentului României din 27 martie 2018, care n-a fost negată. De 5 ani de zile, unirea este așteptată și poate fi legiferată în condițiile în care Chișinău decide astfel. Restul lucrurilor nu depinde de noi, așa cum n-au depins niciodată. Pasă Partidul Unionist, că eu n-am mai înțeles până la urmă. Nu, ei sunt cei care folosesc anumiți unioniști pentru a devia și au deviat, de fapt, foarte mulți unioniști spre direcția PAS-ului în dorința de a crea un consens în societate asupra direcției de integrare europeană. Ce văd eu îngrijorător este inclinația doamnei președinte de a crea un moldovenism civic, așa? Deci lucrul ăsta l-au încercat mulți. Și Voronin, și Mircea Snegur, și alții, de a face un moldovenism civic, un homo moldovanus civic. Ei au vrut pe altă parte, mai asandu vrea pe dimensiunea europeană. Deci, asemenea, ideea este la fel de sterilă ca și cele care au fost anterior. Este imposibil de făcut acest lucru. Gândiți-vă la faptul că diaspora este în totalitate unionistă. Ei sunt cei care au mers în Occident cu pașapoarte și buletine românești. Iar cei care sunt acasă beneficiază din plin de avantajele pe care le au ca cetățeni români. Și a fi cetățean român este un avantaj net de care se folosesc toți care vor și care nu vor, care sunt cu România și care nu sunt cu România, inclusiv înalți funcționari care își trimit copiii în baza pașapoartelor și cetățenii românești la mari și prestigioase instituții europene ca cetățeni români. Așa? Să încheie sărbătorile și vine 1 septembrie. Dumneavoastră câți copii aveți? Eu am un băiat care e student la Constanța. Știți că Ministerul nostru Educației a decis că prima lecție la 1 septembrie pentru toți copiii de la 1 la 12 se numească Moldova Europeană. Și profesorii să le spună copilașilor ce înseamnă Moldova Europeană, să-i povestească despre evenimentul din 21 mai încă o dată. E ok în opinia dumneavoastră ca un slogan de campanie să fie temă principală la 1 septembrie pentru copii? Sau e coincidență pur și simplu? Nu este normal ca această temă să coincide cu un slogan electoral.
Asta ne aduce aminte de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. De fapt, înțeleg preocupările actuale guvernări de a inocula această educație europeană. Ea este inevitabilă și trebuie să existe, dar ea nu trebuie băgată sub sloganele unui partid politic. Nu știu în exactitate dacă spuneți că așa este, este o problemă atunci, dar asta nu e cea mai gravă problemă a ministrului educației, din punctul meu de vedere. De fapt, sunt probleme colosale pe tot perimetrul de putere și Ministerul Educației este unul din marele domenii în care noi avem mari probleme, pe care cu tot curajul, tinerețea și dorința domnului Perciun va fi foarte greu de le soluționat în acest mandat, dar unele dintre ele sunt absolut urgente. Dumneavoastră predați la Universitatea de Stat? Da. Deci dumneavoastră vă întâlniți cu mai mulți profesori de la diverse universități, probabil. Ce au zis ei despre numirea în funcția unui atare minister a domnului Dan Perciun? Pe culoare, ce se zice? Eu n-am vorbit. Eu îl știu pe Dan foarte bine. Și eu n-aș vrea să-i comentez calitățile lui de manager sau de ministru pe care le are. Este abia la început. Știu că este energic și bine intenționat. Dar vreau să-i spun câteva lucruri importante pe care, dacă vrea într-adevăr ca acest minister și acest domeniu să meargă, trebuie făcute. În primul rând, pornesc de la propria premisă. Noi nu avem nicio universitate în primele 1000 și nu avem nicio universitate cu un număr mai mare de 20.000 de studenți. Sunt universități în Suceava, Galați, Iașuni și nu mai spun, în zone care sunt mai mari ca Chișinău. Deci nu avem nicio universitate care are 20.000 de studenți. Clujul, spre exemplu, cu peste 50.000 a ieșit din primele 1000 de universități, gândește la deci, aceste consorțiu mai extinse și la modalități cum de optimizat deci, sistemul educațional. Deci ceea ce s-a pornit trebuie să se finalizeze. Și mai mult decât atât, chiar și asta este puțin. Din punctul meu de vedere, la resursele actuale pe care le are Republica Moldova, sunt prea multe instituții superioare, dar această reformă care s-a făcut a atins, din punctul meu de vedere, un moment critic prin cinismul care s-a procedat față de oamenii care lucrează în acest sistem. Și eu n-am să merg spre lucruri globale, așa să spunem, speculative. Cum crezi, ce salariu am eu la Institutul de Istorie a Universității de Stat? Nu știu. Spune-mi o cifră. 4.000 de lei. 2.480. 2.480 primește un istoric care are publicații la nivel internațional și care este curtat și văzut în universități din întreaga lume. Deci tu cum vrei să faci un sistem de cercetare și de predare în Republica Moldova când un cercetător la Institutul de Istorie are 2.480 de lei? Și în ipostaza asta sunt domnul Valeriu Pasat, domnul Ion Șcanu, fostul rector al universității, deci Virgiliu Bârlădeanu și mulți alții, domnul Anatol Țăranu, oameni cunoscuți în general. Asta pentru că în perioada ministrului Popovici s-a dorit debarasarea de acest institut și proiectul acestei secții a fost trecut de socialiști pe linie moarte, crezând că prin asta vor distruge institutul și oamenii își vor căuta de treabă. Deci acești oameni nu or să iasă în piață să vorbească. Asta este o problemă mult mai gravă la nivelul instituțiilor cercetare. Pentru că Plahotniuc a distrus Academia de Știință, a luat institutele și le-a băgat la minister. După care ministerul le-a scos și le-a băgat la Universitatea de Stat. Deci acum toate problemele trebuie să fie rezolvate de Universitatea de Stat în condițiile în care instituțiile statului, ministerul și ANACECU au falimentat în a asigura cercetării un cadru firesc pentru... Și noi așteptăm de 4 ani de zile, așa? Știți ce ne salvează pe noi? 2 lucruri. Erasmus, finanțările europene, care nu-ți permit să mori de foame, și România.
pentru că majoritatea dintre noi suntem profesori sau angajați în diferite instituții românești, unde avem venituri alternative. Sau proiectele internaționale, în condițiile în care ai. Dar întrebarea firească este cum să faci cercetare cu 2480 de lei? La mine a venit un instalator din asta și pentru schimbarea WC-ului mi-a luat 1800 de lei. Bun. Altă problemă care este la ordinea zilei este legată de conținutul ministerului în sine. Pentru că miniștrii vin și pleacă, dar sistemul corupt din interior rămâne la fel. Oamenii care au făcut afaceri fac în continuare. Cea mai mare problemă este licitația pe manuale acum. Este un adevărat scandal pe care domnul Perciun trebuie să-l... În care edituri prestigioase ca Litera Știință au fost scoase din concurs în beneficiu altor edituri. Și Litera, în cazul Literul, chiar este scandalos, pentru că Litera este cea mai mare editură de carte românească în tot spațiul românesc. Ei sunt cei care domină publicarea de cărți în spațiul românesc și au fost respinși de la toate categoriile de manuale. Așa? Sunt, cred eu, vor fi în proces de judecată cu ministerul, dar acolo există oameni care stau neschimbați. Vă dau de exemplu cazul domnului Valentin Cruduș. Șef de direcție, de pe timpul lui Leactițchi, spălat și respălat de diferite guvernări, care rămâne, bine mersi, șef de direcție acolo și care continuă cu grave probleme de integritate, pentru că omul a fost investigat în diferite domenii, și care continuă să rămână în minister. Și care știu foarte bine că miniștrii vin și pleacă, iar ei își văd de treabă. Poate e profesionist de asta? Poate. Să-i întrebăm pe cei de la minister. În general, eu cred că sistemul nostru educațional nu are cum să reziste cu cea românesc. De cele europeane și nu mai vorbesc. De asta noi am căzut în universități. În 2004, când eram secretar general la Federația Sportului Universitar, erau 123.000 de studenți. Acum sunt 52.000. Și universitățile cu greu adună studenți pentru că ei pleacă în România. Și lucrul ăsta trebuie făcut de urgență, deci standardizarea, în primul rând, și unificarea sistemelor educaționale și de cercetare între România și Republica Moldova. Iar la chestiunea manualelor este simplă. Noi avem nevoie de un manual unic pentru România și Republica Moldova, pentru că suntem aceeași dimensiune. Dacă vrei, într-adevăr, să armonizezi și să nu ai pierdere, și asta trebuie să fac și la nivelul universităților, marile consorțiumuri oricum se organizează. Noi avem extinderi. Spre exemplu, Universitatea de la Galați este foarte mobilă și are o extensiune și la Taraclia și la Comrat. Deci în condițiile în care Chișinău, spre exemplu, nu are acolo extensiuni. Și universitățile sunt dinamice din punctul ăsta de vedere. Iașul a ajuns în relații cu Universitatea de Stat, la Bălți este de foarte mult timp. Și noi avem, într-adevăr, nevoie de această integrare în condițiile în care, deja, mare parte, noi suntem oricum integrați în sistemul românesc, educațional și de cercetare. În 2004, cât spuneați? 123.000 de studenți și acum sunt 52.000. Adică, dacă mergem tot așa, în 20 de ani nu va fi niciun student. Vor fi studenți, dar evident că va fi o... Știți ce stimulează, dincolo de neîncrederea în sistemul educațional, stimulează corupția, pentru că, de fapt, studenții noștri tratează cu superficialitate modelul nostru educațional. Ei știu că el este corupt și pot obține diplome fiind în alte părți sau în genere neînvățând. Sunt facultăți care sunt extrem de corupte. Despre anumiți decani s-au făcut chiar și opere de teatru în Republica Moldova, cât de corupți sunt. Și mai ales vorbesc de domeniile economiei și drept. Așa. Sigur, sunt și universități dinamice, cu un anumit trend de creștere, și Universitatea Politehnică și Medicina și Universitatea de Stat merge tot mai bine, dar lucrurile astea sunt puțin. Deci nouă ni s-a promis întotdeauna că vom avea, odată cu o integrare europeană, așa cum se întâmplă în întreaga lume, investiții masive în domeniul educațional și cercetare. Eu lucrul ăsta nu-l văd. Trist. Haideți să vorbim noi despre politică.
Dar haideți mai întâi să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog. Da. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Politica. Da. Așa bine era la educație. N-aș spune că în educație e bine. Nu să vorbim. Realitățile sunt... Da, dar vin local. Dumneavoastră, nu știu câta oară vă întreb, rămâneți pe poziție, nu vă implicați în această lucrură. În niciun fel. Nu susțineți pe nimeni. Nu merge. Eu voi susține acei primari care au platforme unioniste, oameni pe care îi cunosc și în care cred că pot să spun un cuvânt în susținerea lor. Dar, în general, campania electorală locală, chiar și primăria de Chișinău, trebuie să recunosc că dorința mea de a avea un lider unionist așa și pro-european care să capteze în același timp ambele paliere nu s-a realizat și vom avea pe dreapta doi candidați credibil, cred eu, unul de la platformă și unul de la PAS și vom avea pe Ivan Ceban care va încerca să câștige mandatul de primar, sper eu, nu din primul tur. Și cred eu că marea miză a acestor alegeri este ca să avem un candidat al dreptei pro-europene în turul 2. Și să mizăm pe faptul că în turul 2 toate forțele politice pro-europene se vor coaliza pentru a învinge în aceste alegeri. La ce relație are partidul de guvern român cu celelalte formațiuni pro-europene? Credeți că celelalte formațiuni pro-europene îl vor susține pe Lilian Carp în turul 2, dacă acesta ajunge în turul 2? Eu cred că Lilian Carp trebuie să se detașeze de PAS. Și nu în sensul de a pleca definitiv, dar de a transmite un mesaj clar că este un candidat al tuturor chișinăuienilor și le va reprezenta pe deplin interesul. Și dacă va realiza și va face acest lucru, poate are șansă să ajungă în turul 2. Oricum, Chironda este un candidat serios pentru Lilian Carp. Și prin prisma cunoștințelor care le are în domeniu și a poziției care a avut-o în cadrul primăriei și a faptului că este tânăr, este dinamic și este diferit decât guvernarea PAS. Dar decizia socialiștilor? Ori ei spuneau mai întâi că va fi fie Igor Dodon, fie Vlad Batrâncea. Fie Vlad Batrâncea, fie Igor Dodon. Și a venit domnul Alb, deputat socialist. Bine. În primul rând, socialiștii trebuiau să aibă un candidat. Orice partid politic, quintesența unui partid politic este să participe în alegeri. Așa cum un sportiv se pregătește pentru concurs și trebuie să participe la competiții. Deci, asta, alegerile sunt un fel de competiții pentru partidele politice. Dar socialiștii nu puteau face o concurență prea mare lui Ivan Ceban. Pentru că Moscova n-ar permite acest lucru. Și, din punctul meu de vedere, pentru Șor, alegerile în Chișinău au fost întotdeauna o problemă. Eu, în 3 săptămâni, am luat cât Partid Democrat și Șor, deci la primăria Chișinău. Electorat de Chișinău este altceva, așa. Dar evident că vor fi și alți candidați, doar că va veni momentul în care în turul 2 se vor uni toți pentru a-i da această încredere, se va face apel, probabil nu dezinteresat, în favoarea lui Ivan Ceban. Oricum altcineva pe partea stângă nu are șanse. Deci așa, în asemenea măsură a fost crescut Ivan Ceban, inclusiv de inepțiile guvernării, încât este un concurent foarte serios pentru alegerile generale la primărie care vor urma. Inepțiile guvernării sau poate totuși a făcut ceva în Chișinău ăsta? Evident că a făcut, pentru că altfel... Dar asta a fost și esența alegerii sale ca primar și venirea sa în... Deci este un... experiment deja trecut în cazul lui Șor și în alte părți. Trebuie să faci ceva pentru cetățeni.
Dacă Șor a făcut din banii care i-a furat de la cetățeni, Ivan Ceban a făcut din banii europeni și din banii românești. Și lucrul ăsta trebuie spus de fiecare dată și nuanțat, așa, pentru că fără această susținere și fără această implicare, Chișinău n-ar fi arătat, Chișinău arată bine, în general, asta o spun și străinii care vin, orașul s-a schimbat, dar noi nu putem admite un nou mandat al lui Ivan Ceban în condițiile în care avem o direcție de integrare europeană. Cu toate acrobațiile Manului și a lui Ivan Ceban și încercările lui de a spreta ca vorbitor de limbă română, Eminescu poet român și așa mai departe, noi știm care este esența lui Ivan Ceban. Mă refer noi, cei care gândim românește și pro-european și așa mai departe. L-am văzut în ipostazile politice, nu cred în miracole politice, în condițiile în care investițiile sale, investițiile în el din partea rușilor au fost enorme pentru ca el să câștige această primărie. Dumneavoastră spuneați în prima parte a emisiunii că aveți ocazie deseori să vorbiți cu mai mulți primari din teritoriu. Concluzia care vă este? Pasul ia cele mai multe primării? Nu pot să fac un pronostic pentru că noi nu avem până la ora actuală. Până la ora actuală, în general, politica noastră era previzibilă și în funcție de anumite lucruri se puteau anticipa anumite rezultate. Acum războiul a schimbat profund paradigma electorală în Republica Moldova. Noi nu știm care va fi impactul războiului asupra alegerilor din Republica Moldova. Nu știm în ce măsură s-a schimbat electoratul vorbitor de limbă rusă, care făcea front până acum, în general, cu partidele pro-ruse, pro-putiniste. Nu știm care va fi impactul atrocităților care s-au comis în Ucraina asupra mentalului colectiv. Nu știm care sunt totalul, poate, deci din anumite sondaje lucrurile transpiră și transpar, dar noi nu avem încă o certitudine. Oricum sunt nemulțumiri față de actuala guvernare. Eu sper însă că electoratul nostru va fi nuanțat. Oricum alegerile locale sunt diferite. La nivel local contează oamenii, contează acțiunile lor, contează prestigiul personal, anti-ratingul contează. Deci toate contează de felul cum vor reuși partidele politice să-și construiască strategii electorale, sunt șanse mari ca aceste alegeri să fie o victorie a forțelor pro-europene de pe diferite paliere. Dar mare mi este teama că vom avea iarăși această baligă moldovenească, cum îi spun eu, în care alegerile vor obliga anumite formațiuni să facă alianțe de circumstanță. Deci, cum există alianțe de circumstanță sau guvernări hibride între blocul acum și socialiști, să se facă astfel de alianțe în diferite localități din Republica Moldova, oamenii își vor amesteca preferințele, alianțe între democrați și PAS, între PLDM și platformă. Deci, va fi un haos total în condițiile în care sunt politicieni experimentați care deja sunt versați în a trage sforele în aceste intrigi. Deci este vor fi alegeri care, din punctul meu de vedere, cel puțin, ne vor arăta, vor prefigura imaginea alegerilor prezidențiale din 2020, din 2024 și alegerilor parlamentare din 2025. Oho, de pe acum? Da. Da, referitor la alegerile prezidențiale, dumneavoastră aveți aceleași scopuri pe care le aveați și acum jumătate de ani, de a candida la funcția de președinte la Republicii Moldova? Acum nu mai am aceeași certitudine. Dar ce s-a întâmplat între timp? Maia Sandu forever? Nu, eu nu invidiez ipostaza în care s-a aflat. De ce? La nivel extern e foarte bine mersi, parcă nu? Nu, eu cred că și-ar dori, și-ar fi foarte bucuroasă să scape de toate. Maia Sandu nu-și mai controlează partidul. Ea nu mai este cea care noi credeam că este. După instalarea lui Spânu în guvern, deci este clar cine controlează PAS-ul. Și care vor fi
concluziile și consecințele pentru viitorul partidului urmează să vedem. Deci, după felul cum a construit spânul acest partid, cum și-a așezat oamenii în garnitură, în Parlament și în alte părți, va fi foarte greu de la... Și în plus că sunt grupulețe, politica divizează foarte mult și asta era problema cea mai mare, accesul la putere. Deci acestui, în sfârșit, s-a realizat visul moldovanului de a vedea un partid pro-european la guvernare. Poftim, îl aveți. Și ați văzut că lucrurile sunt la fel cum au fost și mai înainte și nu pot fi altfel. Asta este o criză sistemică a unui stat eșuat, care, din punct de vedere științific, are o explicație. Doar că oamenii sunt ignoranți față de știință și empirism. Dar nu este problema mea să explic oamenilor. Problema mea este, în continuare, să explic oamenilor ce este avantajul reunirii, ce este conștiința românească și să o fac asta pentru cei care în viitor vor putea cumva schimba lucrurile. Și pentru boxerul Octavian Țicu asemenea perspectivă este prea mare, dar pentru istoricul Octavian Țicu președinția este deja prea mică. Eu mă revăd în alte dimensiuni și trăiesc bine, mersi, acolo unde mă aflu. Mi-am recăpătat ceea ce am avut înainte de politică. Au fost 4 ani de sacrificiu major și pentru mine și pentru familie și cu riscuri foarte mari. Ce am avut de spus, am spus. Și dacă voi considera că a venit momentul pentru asta, mă voi implica. Dar deja nu voi avea naivitatea anului 2019, așa? Deci punem titlul la știre. Octavian Țicu nu va mai candida la funcția de președinte în cadrul prezidențial în 2024, precum spunea anterior. Eu n-am spus așa ceva. Eu am încheiat altfel. Am spus că dacă se va contura, reacția unui boxer este imediată. Mie nu mi-a trebuit prea mult să candidez la primăria Chișinăului. A fost o decizie de câteva zile. Și am avut doar 3 săptămâni la, sigur, prezidențiale, altceva. Oricum, asta nu e o prioritate la mine. Ok, dar eu să înțeleg despre prezidențiale. Doamna Maia Sandu, trebuie sau nu trebuie schimbată de la președinție? Nu. Ea este un președinte bun, o bună executoare. Până la ora actuală și-a făcut cu brio misiunea pe care și-a asumat-o. Nu este cel mai rău președinte a Republicii Moldova. Are un prestigiu incontestabil la nivel internațional, doar că asta este realitatea în care noi ne aflăm. Contrar celor care văd o rivalitate între noi, de fapt, eu am fost întotdeauna cel care am ajutat-o. La îndemnul ei m-am dus la Curtea Supremă de Justiție și am vorbit în fața oamenilor. Am participat la blocul acum, i-am ajutat să-l înlăturăm pe Plahotniuc. Am fost unicul deputat în 3 noiembrie care am cerut acestei majorități a lui Plahotniuc și Dodon să nu dea jos guvernul Maia Sandu, atunci când am blocat tribuna. Am susținut-o la alegeri prezidențiale, în turul 2 am dat cel puțin 30.000 de voturi, dacă nu mai mult. Am dizolvat Parlamentul. Față de doamnă am fost cu respect, așa. Ce aveți dumneavoastră contra domnului Spânul, înțeleg? Aici și dacă a revenit omul în guvern. Chiar și doamna Maia Sandu l-a dat decizia asta. Hai să lămuresc chestia asta mai extins. Haideți. Prin prisma acestor ambiguități a reformelor pe care pasul le întreprinde. Să luăm reforma justiției, așa? Deci pasul a intrat în forță în justiție, l-a eliberat pe Stoianoglu din funcție, asta în campania electorală anunțând că va fi procuror european. După care un an de zile, deci robul este ținut procuror interimar, nu mai este numit niciun procuror general european și marele artizan a reformei, de fapt falimentarul reformei, Litvinenko, este demis și a dus la președinție. Ca și Spânul care a semnat acest acord criminal cu Gazpromul, care ne-a băgat în această sclavie, că dacă nu era războiul,
Noi în continuare eram acolo. Deci pe noi războiul ne-a schimbat, nu spânul și deci acțiunile pasului. Tratatul sau acordul cu Gazpromul a fost unul de sclavie, cel din septembrie-octombrie 2021. Așa. Semnat deci, de acest om, dar despre el se ocupe alții. Așa. Acum s-a luat decizia remanierei de guvern, a plecat Gavrilița, a plecat spânul, evident pentru problemele care le-a cauzat imaginea guvernării, și omul reapare. Este renumit, bine mersi în aceeași funcție, mai mult decât atât. Deci vine cu prieteni din copilărie pe care își așează în guvernare. Deci este clar că are potențial și capacități de a influența acest partid din interior, posibilități de a rupe partidul în condițiile în care deci, interesele lui nu sunt realizate. Al cui interesele are deci domnul Spână, noi nu știm. Dar pentru mine este clar că în aceste condiții dezideratul de integrare europeană a fost surclasat de interesele unei lupte de partid din interior în care prevalează imaginea acestui politician. Mai mult decât atât, ce face un post de televiziune privat, așa? Îl angajează într-un reality show pentru a-i spăla imaginea. Iar producătorul acestei emisiuni este un artist sau pseudo-artist care este decorat de Maia Sandu cu artista poporului sau nu știu ce i-a mai dat. Deci așa se face politica în Republica Moldova, în condițiile în care ai televiziuni de buzunar, ai presă de buzunar, ai... Deci sunt aceleași tipare. Doar că apanajul este albastru. Deci nu este putinist. Este european și pan-european, așa se spune. Dar noi am mai trăit odată această experiență a guvernelor pro-europene în spatele căra s-au făcut interese personale. Iar omul moldovanul vine odată din 4 ani la alegeri și dă cu bâta votului, așa? Și bâta votului de multe ori are consecințe letale pentru toți cei care gândim și vrem să facem ceva în această țară. Preferințele electorale vor fi clare în toamnă. Ele vor reflecta atât situația în raport cu războiul, în raport cu Rusia, în raport cu guvernarea PAS și în raport cu forțele pro-putiniste. Deci asta va fi testul de la toamnă, pe care sper eu foarte mult cetățenii Republicii Moldova să-l treacă cu brio, pentru că avem nevoie de o continuare a acestui parcurs de integrare europeană. Vreau să spuneați că n-au adus procurorul european, au adus un procuror american la anticorupție. Nu-i bine? Nu-i suficient? Da, doar că el activează într-un spațiu în care nu are nicio posibilitate de a face ceva. Pe alocuri, reforma acestei justiții este de înțeles. Prevetingul și vetingul a fost o găselniță bună a guvernării. Asta explică de ce mai mulți judecători și procurori s-au speriat de vetting și proveting, pentru că asta înseamnă, prevetingul înseamnă o evaluare, așa? Tu trebuie să-ți pui la vedere toată averea. Conturile bancare, mașinile, casele, toți copiii, nepoții, bunei, bunicile, cu mătrii și așa mai departe. Asta explică de ce mulți judecători s-au speriat și au boicotat, au sabotat acest proces, ieșind din funcții și așa mai departe. Mm-hmm. Oricum, este o găselniță bună și procesul poate continua. Acum sunt bătălii pentru CSP. Scopul final este Curtea Supremă de Justiție, care pe alocuri a găsit la rândul ei această posibilitate de a interpreta aceste formulări ale legii vetingului și prevetingului. Dar definitiv ce contează atunci când reformezi sistemul de justiție este soliditatea actului de guvernare. Așa? Deci ce a făcut instituția de justiție 30 de ani în Republica Moldova? A servit politicul și s-a servit pe ea însă. Și este o castă care cel mai bine a înțeles ce înseamnă separarea puterilor în stat și ce înseamnă independența instituției de justiție pentru propriul beneficiu. Acum ei sunt puși în ipostaza, deci de a se reforma în condițiile în care șansele guvernării PAS de a rămâne la guvernare sunt foarte mici.
Acești oameni gândesc în două sensuri. Și apropo de ambiguitate, o a doua ambiguitate. Deci tu începi dosarele de rezonanță, dai mână liberă procurorilor, procurori tineri, ambițioși, cum ar fi, de exemplu, Petru Iarmaliuc sau Marta Băzgan, așa, curajoși, pe dosare de rezonanță. Și tot PASO adoptă pachet de legi privind procuratura în care îi scoate pe acești procurori tineri care au ajuns la un anumit nivel de investigație și provoci o criză, în primul rând, în interiorul partidului, dar este ipocrită. Eu personal am vorbit cu doamna ministru și am atenționat asupra faptului că 6 procurori tineri vor fi excluși prin această prevedere de reformare a procuraturii. Și nu s-a luat nicio măsură. Deci nu s-a făcut nicio schimbare la această lege. Și este Olesea Stamate și spune că este revoltat de înlăturarea lui Iarmaliuc. Păi voi ați știut foarte bine ce va urma. Că acești oameni vor fi înlăturați. Și asta mă întreabă. Există complicitate între PAS și socialiști pentru viitorul politic? Pentru că dacă există, este clar că PAS-ul are interesul ca socialiști să rămână în cursă electorală pentru ca să ia voturi de la Șor. Așa? Să nu câștige Șor toate alegerile, să existe cumva o reechilibrare. Cu oricum, din punct de vedere politic, socialiștii par mai credibili deja decât Șor. Și dacă este așa, sunt multe semne de întrebare. La fel ca și înlăturarea lui Eduard Bulat, spre exemplu. De ce a plecat Eduard Bulat din procuratură? Cu întrebări asupra oamenii înalți din PAS, care sunt la guvernare acum și care au știut foarte bine că gestionarea anumitor dosare în cazul lor, de către acești procurori, este pasibilă de anumite riscuri. Deci asta este ambiguitatea. Deci, situația la nivelul justiției în care faci un pas înainte și doi pași înapoi. Și nici Dragalin și nici oricare altul nu poate soluționa problema. Știți de ce? Pentru procurorul judecătorul îți gândește, dar dacă Dodon vine la toamnă înapoi? Ce se întâmplă cu Iarmaliuc? Ce se întâmplă cu alții? Sau dacă revine Șor împotriva căruia, deci s-au instrumentalizat. Credeți că Marina Tauber, dacă revine la guvernare, o să aibă milă față de procurorii care au băgat-o sau judecătorii în penitenciarul 13. Deci asta este gândul din spate a fiecărui judecător și procuror care nu are siguranța faptului că el poate să-și asume riscuri. Rămânem la guvernul. Ați vorbit despre aceste schimbări, dar nu v-ați dat cu părere despre prim-ministru Dorin Recean. Bine, Recean, ca să vorbesc în termeni, eu cred că este cea mai bună achiziție pe acest moment în care se întâmplă. Din perspectiva faptului cum se pretează public și cum are anumite atitudini. Deci, asta este viziunea de ansamblu și simpatia care există față de Recean în societate. Așa? Și față de felul cum este primit la Kiev. Apropo, chestiunea legată de Kiev este un indiciu a faptului cum anumiți politicieni sunt receptați sau antireceptați și așa mai departe. Dar măsurile pe care urmează să le întreprinde nu depind doar de el. Asta este o chestiune care trebuie să o înțelegem. Așa? Și experiența lui pe diferite dimensiuni pe care are, ca și în cazul Mae Sandu, nu este opțiunea cea mai rea pe care o are Republica Moldova la ora actuală. Ne știm foarte bine, am fost colegi în guvern, perioada în care era ministru atineretului și sportului, era ministru de interne, cu toate bubele pe care le-a avut, dar îmi doresc foarte mult ca acest guvern să rezolve problemele pe care le avem în domeniul în care noi suntem, educațional, și în domeniul justiției în care guvernarea ar fi putut face deci mult mai mult. Pentru că în restul domeniilor trebuie să recunoaștem sunt lucruri pozitive. Pe externe suntem bine, pe domeniul de securitate lucrurile au început să meargă tot mai bine și asta nu are cum să nu fie remarcată, pentru că în cele din urmă nu criticăm doar dăm cu bâta în baltă, vedem și lucrurile pozitive care se fac.
Haideți să încheiem frumos. Dacă tot am început cu o sărbătoare, să încheiem cu o altă sărbătoare. Vine limba noastră, cea română. Dar sărbătoarea asta credeți că mai este actuală în contextul în care deja e clar, gata, avem limba română, s-a rezolvat problema. Bun, mai sunt disensiuni în societate. Unii mai insistă că e moldovenească, alții spun că modificarea care s-a făcut tehnică la Constituție nu e cam constituțională. Am trasă de păr așa un pic. Da. E sărbătoare națională sau? Da. Da? Eu am făcut emisiuni ieri. 27 august 1989 este un moment culminant al mișcării de renaștere naționale, datorită care avem independența și datorită care avem identitatea românească. Și cea mai importantă reușită acestei lupte în condițiile în care aveam armată sovietică, aveam grevele, interdvijenii și mulți alții, a fost o bătălie grea pe care am câștigat-o, doar că acest proiect de lege a fost, la fel ca și în cazul altora, ambigu, pentru că nu era scris clar limba română, limba rusă cumva îi se oferea un limb de statut de comunicare interietnică, bla, bla, bla. Și a rămas această lege un moment incomod pentru mulți și o posibilitate de a inocula articolul 13 și un motiv de ceartă permanentă. Dar este o sărbătoare pentru că noi am realizat cu greu acest lucru într-o bătălie. A fost o, într-adevăr o revenire spectaculoasă după 50 de ani de comunism. Trebuie fără nicio ambiguitate să o declarăm limba română, deci sărbătoarea limbii române, dar lucrurile, Gheorghe, nu sunt nici pe departe atât de sigure în privința finalităților. Eu nu cred că această problemă este tranșată în condițiile în care alegerile prezidențiale, parlamentare sau locale vor aduce forțe ostile ideii de limbă română. Eu personal am fost deputatul în Parlament care am depus sesizarea curții la Curtea Constituțională după adoptarea legii din 16 decembrie 2020 privind limba rusă ca limbă oficială. Așa? Și acolo s-a vorbit clar de limba moldovenească ca limbă de stat. Așa? Pentru că socialiștii au impus acest proiect de lege pe care l-am contestat la Curtea Constituțională și l-am câștigat. Ce însemna asta? Însemna că orice document care ieșea dintr-un sat din Cârnățeni sau din Izvoare trebuia să fie dublat în limba rusă. Și revenirea acestei guvernări la Chișinău este extrem de periculoasă pentru această direcție de orientare externă, dar și pentru identitatea românească. Asta înseamnă asalt asupra istoriei, asalt asupra limbii române. Noi deja am trecut lucrurile astea, le-am experimentat în mai diferite perioade. Și riscurile nu sunt excluse în totalitate. Sperăm că vor fi excluse. Eu, domnule Rețecu, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul în emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc tare mult și vreau să felicit toți profesorii, elevii și studenții cu începutul anului școlar universitar și să le doresc succes în acest domeniu deloc ușor, dar extrem de important pentru viitorul nostru. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.